Cizmarul și spiridușii Era odată un biet cizmar care trudea din greu ca să aibă din ce trăi. Ajunsese atât de sărac, în ciuda tuturor strădaniilor sale, că până la urmă nu-i mai rămăsese piele decât pentru o singură pereche de pantofi. În seara acelei zile triste, tăie materialul în bucăți, ca de obicei, croi cu atenție bucățile pentru pantofi și se duse la culcare cu inima împăcată, după ce îi spusese rugăciune. Își făcuse bine treaba și urma să termine perechea de pantofi a doua zi. Nu mică i fumirarea când a doua zi dimineață descoperi o pereche de încălțări terminată. Mai să fie!" se întrebă el. Luă pantofii și examinând de aproape. Era o lucrătură admirabilă. Cusăturile erau perfecte, împunsăturile regulate. Da, era cu adevărat o lucrătură de maestru!" Un client intră în magazin, admiră perechea de încălțări și o cumpără pe loc, la un preț mai mare decât de obicei. Cu banii aceștia, cizmarul putu să cumpere piele pentru două perechi de pantofi și o croi chiar în acea seară. Apoi merse la culcare mulțumit, gândindu-se că va termina de lucrat pantofii a doua zi. Dar de dimineață găsi două perechi de pantofi puse pe masa de lucru. Lucrătura era din nou la fel de remarcabilă ca și cea din ajun, iar clienților nu le scăpă din vedere calitatea. I-au plătit cizmarului suficienți bani ca să cumpere material cât pentru patru perechi de pantofi. Bucuros și îmbărbătat de norocul său, seara cizmarul croi din nou pielea și dimineața următoare găsi, căci devenise deja o obișnuință, cele patru perechi de pantofi terminate. După aceea, Lucrurile se petrecură la fel zi de zi și, pentru că găsea în fiecare dimineață pantofi lucrați cu măestrie, care îi aduceau mereu noi clienți, cizmarul cel cum se cade fu salvat de sărăcie. Mai că se îmbogățise! Într-o seară, cu puțin timp înaintea Crăciunului, cizmarul, stând pe gânduri, îi spuse nevestei sale, Nu ți-ar plăcea să vezi cine este binefăcătorul nostru?" Ce-ar fi dacă am vegea puțin în noaptea asta ca să descoperim cine ne-a salvat de la sărăcie. Desigur, îi răspunse nevasta lui, să ne ascundem după hainele din dulap și să lăsăm o lumânare aprinsă. Astfel vom vedea cine ne ajută cu atâta generozitate. Cei doi soți se duseră să se ascundă și să stea la pândă. La miezul nopții, doi spiriduși mici și drăguți intrară în atelier, râzând și țopăind. Erau drăgălași foc și golași. Asemenea, pruncul lui Iisus abia născut. Se instalară numai decât la masa de lucru a cizmarului și trase spre ei bucățile de piele pregătite pentru lucru. Apoi începură să le îmbine, să le împungă cu acul și să le coasă cu o îndemânare uimitoare. Mânuțele lor erau atât de dibace și de rapide, încât cu greu le puteai urmări lucrul. Hop, hop, hop! Cu siguranță era la mijloc și ceva magie, atât de iscusiți erau și nu se opriră din lucru până când nu terminară toate perechile de pantofi. La sfârșit, lăsară 24 de perechi de pantofi perfecte, unele mai frumoase ca altele. Apoi dispărură în depărtare. Dimineață, nevasta i-a spuse cizmarului. Acești spiriduși mititei ne-au adus bogăție, iar ei se plimbă golași prin frig. Cum se poate așa ceva? Trebuie să le facem niște hăinuțe, niște pantalonași și cămășuțe niște paltonașe și șosetuțe, iar tu le vei lucra niște pantofiori, nu-i așa? Cu plăcere, răspunse cizmarul. Zis și făcut. Seara, când terminară treaba, cizmarul și nevasta lui puseră hăinuțele și pantofiorii pe masa de lucru și se așezară la pândă. Când se auziră cele 12 bătăi de ceasornic de la miezul nopții, spiridușii intrară, răzând și țopăind, dar, când văzură hainele în locul bucăților de piele, rămaseră de-a drept uimiți. Într-o clipită, se cară, vesel și țopăind, și începură un cântecel. Acum parcă am fi niște dendi spilcuiți. De ce să mai facem pe cizmarii aici? Dansând și râzând, ieșiră pe ușă cântând și nu se mai întoarseră niciodată.